Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit! Astăzi voi găti vită cu broccoli în stil asiatic. Copiii mei adoră mâncarea asiatică și cum ne permitem mereu la restaurant, învățăm să o facem acasă. Se face rapid și este delicios. Aici am o bucată carne de vită, după ce am ales-o bine de grăsime și șapiu, a mai rămas cu 460 de grame. Urmărim striațiile mușchiului și vom tăia perpendicular cu acestea. O să o tai mai întâi în bucăți ca să-mi fie mai ușor. Și vom tăia cât de subțiri putem. În acest fel. Este bine dacă carnea este și puțin înghețată, atunci se va tăia mult mai ușor. În acest fel. Acum vom face marinada pentru carne. O lingură sos de soia light. O jumătate lingură sos de soia negru. O lingură sos de stridii. O linguriță zahăr, zahăr brun, alb. Eu voi pune miere zaharisită. O linguriță. Acesta va neutraliza gustul bicarbonatului de sodiu. O linguriță bicarbonat de sodiu alimentar. Acesta va frăgezi carnea. O lingură amidon, eu am aici de cartofi, o lingură vin chinezesc pentru gătit sau orice vin de orez. Iar acum, cu mâna curată, vom amesteca foarte bine și vom avea grijă ca fiecare bucată de carne să fie acoperită. Iar acum vom adăuga puțin ulei, pentru a nu se lipi între ele, o lingură jumate și amestecăm din nou. Voi da acum carnea deoparte și mă voi ocupa de legume. E bine să stea cel puțin o jumătate de oră. Aici am o bucată de morcov mare, nu cred că îl voi pune pe tot. Opresc bucata aceasta. Și vom tăia în felii subțiri. Nu foarte subțiri, pentru că atunci se vor înmuia prea tare. În acest fel. Aici am un broccoli, 500 de grame. Dar voi pune decât partea cea mare. Nu știu cât să fie împărțit. 300 de grame. Vom face buchețele, iar pe cele mari le vom împărți astfel încât să fiarbă egal. Trunchiul nu-l aruncăm, îl vom coji și îl vom tăia subțire. Și îl vom pune la orice supă. E păcat să-l aruncăm. Și doi căței mari de usturoi pe care îi voi tăia feliuțe. În apă cu sare vom planșa morcovii și broccoli pentru 20 de secunde. Nu mai mult. De ajuns. Scoatem și lăsăm bine la strecurat. Într-o tigaie bine încinsă, de preferat una foc, punem ulei pentru gătit, 4-5 linguri și adăugăm carne. Nu amestecăm imediat în ea. Ea trebuie să ne înflase apă, de aceea am pus și amidon
după un minut, să înfocul la mediu și putem amesteca. Aceasta nu trebuie bine prăjită și doar să capete culoare, se puțin rozalie, nu-i nimic, se va face și cu celelalte legume împreună. Adăugăm acum usturoiul. Morcovul și brocoli, bine scurtul de apă. Deja miroase minunat. Adaug din nou o lingură vin de orez, sos de soia negru, o lingură și o lingură sos de stridii. Și puțină apă, 50 de ml. Iar pentru a îngroșa sosul, voi pune aici o lingură de amidon cu două linguri apă. Iar acum, pentru aromă, puțin ulei de susan, semințe prăjite, este minunat. Și mâncarea noastră este gata. Este servit cu orez. Nu așa că se face foarte rapid. Sper că v-a plăcut rețeta și o să o încercați și voi. Numai bine și pe data viitoare cu o nouă rețetă. La revedere! Uitați cât de fragedă este carnea de vită!